Vă salut din nou, revin cu un nou videoclip în care în sfârșit vă arăt ceva, ceea ce am așteptat de mult, seria Best Of de la Matchbox. A fost prima comandă din afara țării și vă spun că nu a fost deloc ieftine, dar calitatea acestor mașinuțe de la brandul Matchbox sunt superioare, de aceea și spune Best Of. În primul rând că detaliile sunt ceva mai reușite și au roți de cauciuc toate modelele. Le-am grupat în două, întrucât în mod normal au apărut în două părți, două serii, deci s-a lansat în două serii. Prima din șase bucăți, să zic, cem seria A, și a doua, să zicem, seria B, dar nu e oficial seria B, pur și simplu a apărut în a doua jumătate a anului. Ar fi trebuit și aici să fie 6, din câte m-am interesat, dar au renunțat în ultimul moment la un Citroen. Din punctul meu de vedere, ar fi fost frumos și acel model să-l am, dar pur și simplu atât au lansat pe piață, deci tot ce s-a lansat pe piață am achiziționat și sunt. Deci 11 modele, nu 12. Oricum e cu o mașină în plus față de 2016, când au fost doar 10. Și așa că am să fac două videoclipuri. În această parte am să vorbesc despre aceste prime 6 și în partea a doua cu celelalte. Așadar, să încep cu prima mașină, care este un Volkswagen T2 Bus. După cum vedeți, ambalajul în general e format din două chestii, adică blisterul în sine plus o cutie interioară. În cazul în care vă decideți să desfaceți blisterul, se pot băga în cutie, însă partea proastă e că așa nu poți să vezi mașina cum arată și eu aș prefera să le țin așa. Din păcate, ăsta e singurul mod în care le poți ține expuse, dar în același timp și protejate. Evident că pot oricând să le desfac și să le las așa să pună praful, dar deocamdată tot din motive de logistică, încă nu am decis să le desfac mașinuțele care au blisterele lipite, deci nu se mai pot pune la loc. Doar cele de la SICU oferă posibilitatea mecanică să fie puse la loc. Așadar, deci vorbim de Volkswagen T2 Bus, un Volkswagen dubă clasic. Vedeți, detaliile sunt destul de clare la acest model. Se vede clar sigla, grila radiatorului, faruri și cele de ceață bănuiesc, spoiler separat. Roțile, cum vă spuneam, sunt de cauciuc. Cred că se poate vedea și în filmare. În general, gențile sunt un pic mai ciudate și sincer nu pot să zic că sunt deosebite. Dar ăsta e stilul genților la Best Of. În rest, destul de bine conturate și ușile, aproape că ar da impresia că se deschid, dar nu se deschid din păcate. Vedeți în spate foarte clar conturate stopurile, ceva inscripționat ca și număr de matriculare. Cred că scrie și ceva cu gri acolo.
Bănuiala mea este că e pur și simplu marca Volkswagen, dar e foarte mic din nou. Da, așa pare de scris de mână. Deasupra, porțiunea cu alb este plastic ca și spoilerul în față și în spate, în rest e metal. Deci aici la aceste mașini avem mult mai mult metal. Aici într-adevăr scrie serie 2, probabil că ei cuantifică altfel, nu cu apariții, cum am zis eu, că seria A și seria B. Seria 2 se referă probabil, aș putea să compar dacă și aici scrie seria 2, deci e clar. Pentru ei seria 2 înseamnă că e următoarea, deci în anul 2016 s-a lansat primul Best of și probabil aceea e seria 1, aceasta din 2017 e seria 2. Dar ca și dată de lansare, cum vă spuneam, au fost în două părți. Asta a fost prima parte lansată și apoi celelalte 5. Deci cam atât despre acest Volkswagen, dar puteți observa că detaliile sunt mult mai reușite față de un matchbox normal, inclusiv ideea de roți de cauciuc care se pot da jos de pe genți. Cutia, ăsta era stilul vechi pe vremea când aparțineau de Lesney, care e, să zic, firma mamă care a început producția de matchbox din Anglia. Așa prezentau ei matchbox-urile în cutii micuțe de chibrite sau aproape ca niște cutii de chibrite. Ok, trecem la următoarea și acțibildele până la urmă arată foarte bine. Asta mi se pare o mașină foarte reușită. Deci vorbim despre un Porsche 914 pe 6, o mașină clasică Porsche, cu inscripții sugerând tematică de raliu. Aici vedeți genți mult mai profesionale, mult mai reușite față de cele dinainte. Parcă ar fi cromate, deci arată foarte bine gențile. Plus, cum vă spuneam, roțile sunt de cauciuc. În spate, înscrisul modelului, stopuri. E drept nu foarte clar de finite, dar se vede și semnalizatoarele pe colțuri cu galben. Acest hardtop care nu știu dacă se poate sau nu da jos, într-adevăr este o crăpătură între partea cu roșu și ceată, asta înseamnă că îmbinarea asta posibil să se desfacă. Înăuntru, din păcate, e un plastic din acela chicios, chinezăresc, deci putea să fie ceva mai bine realizat. În față, la fel, e cam în stilul Hot Wheel cu acel plastic ce imită metalul. Și cu semnalizatoare și aici se pot vedea cu galben. Vedeți pe colțuri. Deasupra alte acțibiri de 91 și Earl B Contax Racing Specialties, deci ceva companie de raliu, nu știu exact, nu mă pricep, nu vreau să mă lansez în diferite afirmații neverificate. Se vede și Porsche pe parbriz și ștergătoarele se văd ca și detaliu, dar arată bine mașina, în primul rând prin coloristică și ce am remarcat aici, gențile. Trecem la următoarea mașină care
Vă spun sincerie, din anul trecut am văzut-o prima dată într-un set de 5, dar arăta groaznic și pur și simplu n-am luat acel set. Deci pur și simplu arăta foarte prost. În schimb, mă bucur că am reușit să achiziționez sub formă de best of. Aici arată mult mai bine. Vedeți topurile, se vede și un număr de matriculare, best OTW și înscris probabil Lamborghini, pentru că este un Lamborghini Miura pe 400, deci primele Lamborghini, este o mașină clasică, primele modele de la Lamborghini, și aici genți mai altfel, cu mai multe spițe, aurite, roțile de cauciuc, cu axibil de farurile și ceva proeminențe pe capotă, probabil sugerând aerisirile la motor, dar arată bine mașina, sau mult mai bine față de varianta clasică. Vedeți acolo geamurile cu negru, interesant cum e făcut. Deci cel mai mult îmi place spatele și bineînțeles roțile la acest model. Așa are o serie, dar arată bine. Mergem la încă o mașină puternică, tot un Porsche 911 GT3. Aici eleronul e din plastic, restul e metal. E un metal din ăsta auriu, dar deci vopseaua este metalizată, nu prea îmi place chestia asta. Scrie Porsche pe capotă, faruri cu axibilde, se vede acolo și grilajul la radiator, aerisirea prin spoiler. Să vedem aici cum sunt gențile cu negru și cu contur cromat ca la Hot Wheels. Astea nu prea îmi place. În spate axibilde și scrie GT3 și un număr de matriculare foarte clar. Deci spatele e ok. Singurul lucru care, să zicem, nu-mi place e acest spoiler de plastic, dar ca și comparație vă pot arăta același Porsche de la Majorette. Vedeți și aici eleronul ăsta este din plastic pus pe un cadru de metal, doar că la Majorette, deși nu e best of, este premium, se deschid ușile, faruri separate, aici într-adevăr în spate vopsite, dar tot arată mai bine această mașină față de acest Porsche de la Matchbox, însă față de un Porsche clasic de la Matchbox arată mult mai bine. Eu am vrut doar să vă arăt că și la Majorette eleronul este din plastic. Ca și aici, înscris în lateral Porsche. Deci, culoarea și eleronul îmi displac, să zic așa, la model. Și faptul că nu e culoare plină, ci metalizată. De ce nu au pus acest portocaliu și să fie un portocaliu plin? Parcă arăta mai bine. Deci, cel puțin pe blister arată mai bine. Deci, pe ambalaj, mașina arată mai bine decât ce e în realitate înfățișat. Spatele îmi place cel mai mult. Trecem la ultimele două, care arată, zic eu, cel mai bine, sau printre cel mai bine. Deci vorbim de un Mercedes-Benz CLS 500. Aici e o culoare verzuie, dar tot metalizată. Se vede un pic textura aceea. Din nou, alte genți. Deci cred că doar prima mașină a avut genți din acelea găurite.
În rest, toate au avut genți normale, roțile la fel de cauciuc, în spate iarăși detalii foarte reușite, scrie un număr de matriculare, caz ăsta mai mult de reclamă, Best OTW, scrie CLS500, chiar sigla Mercedes, topuri vopsite, în fața Axibilde, se vede și aici sigla Mercedes și niște faruri de ceață, aș zice eu. Deci modelul în sine e atractiv și roțile. Deci vorbim de un Mercedes-Benz CLS 500. De sus nu am arătat, deci se vede și un geam de aerisire pentru o mașină de lux care se respectă. Arată bine, nu pot să spun nu. Și ca de obicei, feblețea mea, mașinile de poliție, în cazul ăsta un BMW M5 Police. În spate foarte frumos arătate farurile acelea în dungi, sigla BMW, Best OTV și aici. Scrie Police. Official Business Crime Scene Division, descris, preluat probabil de la poliția americană. Kill District Police, deci Serving our community with pride, adică servind comunitatea noastră cu mândrie, tipic Americii. Se mândresc tot timpul. Da, Axibilde arată foarte bine, are și girofar deasupra, transparent, în față tot așa grilă cu Axibilde. Arată foarte bine mașina asta, cel mai bine arată, genți negre, abia se văd, cu conturi ca la Hot Wheel, nichelat. Da, probabil cea mai bună mașină din setul ăsta. Așadar, acestea au fost primele mașini prezentate. Revin și cu partea a doua, toate cele bune.